Alo, Da, bună ziua! vreau să lămurim chestiunea cu Someșul, Da, bună pentru că ziua! societatea civilă e îngrijorată de ultimele declarații pe care le-ați făcut că se face banda auto, la fața locului au apărut și niște buldozere și vreau să lămurim. Se face bandă pentru bicicliști și pietoni sau se merge pe proiectul inițial al primăriei? Lucrurile sunt foarte clare. Eu am prezentat în emisiunea de la radio variantele care au fost în discuție și punctul meu de vedere. Dar decizia pe care am luat-o în urma discuției cu societatea civilă este foarte clară. Acolo se va lege banda și se va dedica spațiul pietonal și pentru bicicliști. Și va fi ca atare marcată la finalizarea lucrărilor. Va fi pistă pentru biciclete în ambele sensuri, plus un spațiu pentru pietoni. Și vom monta stâlpișori pentru a demarca banda de trafic de banda de pietonală și pentru biciclete. Iar dacă studiul de mobilitate când se va termina el și cercetările de acolo ne vor spune altceva, vom rediscuta. Dar, așa cum am spus, lucrurile sunt clare, chiar dacă nu este soluția mea cea care se implementează. Eu am spus că rămân un susținător, așa cum am fost pe parcursul dezbaterilor la această idee. În urma dezbaterilor am crezut de acord asupra acestei soluții, care este undeva la mijloc. Pe de o parte, se realizează proiectul european și se lărgește. Se dă această destinație pietonală și de biciclete exact cum am convenit, se va marca ca atare, iar dacă în viitorul urma studiilor se va ajunge la altă concluzie, aia vom vedea. Și pentru vegetație s-a schimbat soluția tehnică, se va schimba sau... Asta vă spune specialiști, eu nu pot să vă spun asta. Acolo specialiști, mergem la restaurant, la Piața Unirii. Deci ne vor spune specialiști dacă se poate face altceva în afară de el sau se va face Z, asta e decizie tehnică pe care nu pot să o... impun pentru că nu ține de mine. Dar decizia tehnică asta se va lua sau nu se va lua, având în vedere că acum șantierul a debutat? N-a debutat încă șantierul, soluția tehnică, evident, se analizează de specialiști, aia nu mă pronunț eu. Acolo va rămâne spațiu verde oricum între 1,5 și 3 metri pe toată porțiunea până la Garibaldi. Vor fi afectați, vor încerca să afecte cât mai puțin pom cu putință, iar cei care vor fi afectați vor fi, în locul celor afectați, vor replanta alții. Se va da destinație pietonală și de biciclete, exact cum am discutat. Deci lucrurile sunt clare din punctul meu de vedere. Faptul că în dezbatere au fost mai multe soluții, asta este un lucru cunoscut și am prezentat ce punct de vedere am susținut acolo. Dar compromisul este acesta despre care am vorbit și care s-a stabilit. Deci e clar și asumat de primărie, pentru că societatea civilă nu are încredere în primărie, clar, din păcate. Va fi și pus pe site-ul primăriei forma exactă a benzii care va fi făcută cu destinație pietonală. Asta și când o biciclete. Puneți pe site? Când proiectantul va termina de făcut lucrarea în această săptămână. Bine. Se lucrează la ea în acest moment și clar, lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere. Nu există alt dubiu. Că dezbatere există în ambele sensuri, aia nu poate nega nimeni într-o societate democratică. Deci bine, așteptăm moment. Atunci pe site să apară propunerea și să meargă șantierul așa cum ați spus. Deci, așa va fi partea de bandă care se va realiza. Va fi terminat, asta va fi destinația. Bine, vă mulțumesc. Acest lucru e foarte clar stabil. Bine, vă mulțumesc. Bine, la revedere. La revedere.